care nu are nicio soluție, niciun ban, nicio asta și a fost în șomaj, trebuie să iasă anticipat. Și eu am fost anticipat și m-a afectat foarte mult. M-a afectat, mi-a luat, nu știu cât la sută, dar deci când am ieșit anticipat aș fi avut 900 de mii, da, 9 milioane. 9 milioane și am rămas cu 6 și ceva. Vă pare rău că v-ați pensionat anticipat și că n-ați așteptat? Păi sau da, a fost o soluție de moment? Îmi pare rău, dar a fost o, cum să vă spun, o, am fost nevoită. Nu are servici, nu poate să mai meargă în continuare și nu are servici, nu poate să se angajeze undeva. Ei bătrâni, cine mai angajează? Eu așa zic, e metoda asta cea mai bună. Penalizările asupra pensionării anticipate și anticipate parțial nu-i mai sperie pe vasluieni. Aceștia aleg o astfel de soluție ca sursă sigură de venit. Cu toate că este un tip de pensie destul de dezavantajos, să spun așa, avem, chiar până în momentul de față, avem aproximativ 30 de cereri pentru acest tip de pensie, anticipată parțială în primul rând și anticipată. Aș vrea să subliniez încă o dată și să informez persoanele care mai au puțin până la pensie că acest tip de pensie îi dezavantajează foarte mult, în sensul că dacă perioada de anticipare este maximă, adică ies cu 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare, ei sunt penalizați cu 45% față de cât i-ar ieși pensia normală. În județul Vaslui sunt peste 1800 de pensionari anticipați și anticipați parțial. Mai bine de jumătate dintre ei au făcut pasul anul trecut.